Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm cum îi putem face pe copiii noștri să mănânce sănătos și alături de noi se află doamna doctor Gabriela Mann, medic nutriționist. Bine ai revenit, Gabi! Bine v-am regăsit! Vin cu drag la voi, întotdeauna! Păi am promis data trecută, așa că ne ținem de cuvânt. Eu zic că ar trebui să fie un subiect extrem de interesant pentru mămici și tătici, și de ce tătici. Nu? A, da, uit pentru mereu părinți că și viitorii părinți. Da. Cum ne putem face copilașii, Gabi, să mănânce sănătos și, bă, nu știu, cred că mulți cred că mâncarea sănătoasă, încă mai cred lucrul ăsta, că mâncarea sănătoasă nu este neapărat și gustoasă. Ține de gust, de ce gusturi formez copilului încă din copilărie, de obiceiurile alimentare pe care le avem în familie, lăsând deoparte tot felul de tentații și de reclame cu tot felul de produse, că până la urmă copilul ajunge să ți le ceară pentru că vede reclamele frumos făcute, produse frumos ambalate. Da. Și aici mă refer în general la dulciuri, la tot felul de prostioare, surprize care însoțesc mâncarea nesănătoasă. Este un adevărat cerc vicios. Cum îl rupem? Da, cred sincer că să-l rupi total este foarte greu și că o variantă optimă ar fi în cea când mare parte a timpului să mănânce sănătos. Să mai guști exact și din tentații. Exact, zis nimeni că le interzicem. Exact. Dar să nu devină un stil de viață. Exact, exact. Bun, o mare problemă ce am observat de la mămicile care mi-au mai venit pe la cabinet și ce mai știu și de la prietenele mele, o mare problemă la copii este acceptarea legumelor. Da, în afară de cartofi prăjiți. Da, și a fructelor, da, la unii, chiar la mulți. În afară de cartofi prăjiți, alte legume nu există pentru acești copii. Cred că toți am, probabil și noi când eram mici aveam problema aceasta. E bine dacă încep de mic educarea lui, dar oricum tot poți, din ce observ și ascult și eu, tot poți întâmpina pe parcurs probleme și atunci cele mai bune soluții sunt micile trucuri prin care poți să-l faci să consume și legume. Ca de exemplu, ce trucuri zici? Un prim truc și cred că este un mare avantaj pentru mămici că au apărut acele blendere performante. Nu vreau să dau nume, sunt vreo tipuri, dar două tipuri, tot apar, se face reclamă la ele, dar într-adevăr sunt performante pentru că macină foarte, foarte bine. Astfel încât poți lăsa și coaja atunci când exact, o poți lăsa, deci exact. Nu îndepărtezi vitaminele. Exact. Iar și la fructe, fibrele, pulpa, și, exact, fibrele. Exact. Și chiar și la fructe și legume, o mare parte din nutrienți se află în coajă, din nutrienții esențiali, importanți. Și atunci, acele blendere sunt excepționale, pentru că se pot face amestecuri din fructe preferate de copil, cum ar fi, de exemplu, un kiwi cu zmeură sau cu banane, ce-i plac, și să bagi unul, două legume sau bucăți de legume proaspete. A, cum ar fi un cu legume. Da, brocoli. Da, pe care nu o să-l vrea mult să-l consume. Ai să râzi, uite, copiii mei sunt o excepție, și nepoțica mea ador. Și mănâncă brocoli. Da, și cunosc, sunt și așa copii, dar acum hai să vorbim la modul general. Da, și eu mănânc și îmi plac legumele și fructele. Ceea ce spui tu, de fapt, sublinează un aspect. Până la urmă, copilul mănâncă ceea ce vede în casă. Își formează gusturile în funcție de părinți. Dacă eu nu sunt mare fan legume, eu ca mămică, ca părinte, și mănânc mai mult tot felul de mezeluri cu cartofi prăjiți, cam așa se vor forma și gusturile eu copilului. Eu recunosc când sunt mare fan fructe și iaurturi. Da. Și pentru că știu că sunt foarte sănătoase și că trebuie, încerc să mănânc și aceasta legume. Ar fi o variantă și este o variantă foarte bună de mic dejun. Chiar este foarte bună. În vorba unei reclame la un moment dat, în timp ce merg cu el spre școală, își bea acel smoothie. Ei, e minunat, mai ales poți să pui în el alune, poți să pui nuci, poți să pui migdale, da? Surse de proteine, de fibre, de pe post de un dulce sănătos. Eu așa l-am obișnuit pe Marc, la fel pe Rebecca. Tot cu felul de fructe uscate, amestecate. Da. Atenție, nu prăjite, nu cu zahăr adăugat. Da. Deci fructe uscate nu... Deci fructe uscate, deshidratate, nu confiate, nu. Exact, pentru că acele au zahăr. Păi da, dar trebuie să facem diferența, știi, în punguțe. Foarte bine că fel. Facem. Mai nou, pe la magazinele acestea specializate, am văzut chiar pun cu etichete speciale. De exemplu, mie îmi plac merișoarele și coacăzele și găsesc coacăze deshidratate sau coacăze confiate sau cu zahăr. Scrie acolo exact și atunci deci, nu... Deci, iată, trebuie să fim atenți. Bun.
O altă variantă, chiar ieri mi-a venit o mămică la cabinet cu fetița. Problema era că mânca prea sănătos această fetiță. Păi și ce o deranja pe mămică? Era, fetița este chiar extrem de slabă, mult sub... Este și conformația feției respective, dar mănâncă teribil de sănătos și a luat-o de model pe mămică. Și nu vrea să mănânce nici cartofi prăjiți, nici pâine, nici... Bine, fiind un, nici dulciuri, nici... Mă rog. Dar stai, dar... pâinea, o felie de pâine, două pe zi, e chiar sănătoasă. Și mai ales dacă e o pâine fetița de calitate. Fetița a trecut în extreme. Copiii au tendința de a lua modele. Da. E, și venise cu bunica. Bunica mi-a postat la un moment dat cum îi face supa. De exemplu, nu-i plac fetiței legumele din supă fierte, acele rădăcinoase, morcov, țărină. Și a zis, da, dar eu le pasez și apoi le diluiesc cu supa respectivă și cu bucățelele de carne, este extraordinar. Uite, o altă, supele acestea cremă. Da. O altă variantă. Foarte gustoase. Foarte gustoase, da, și atractive și în farfurie. Eu o poți decora cu un pic de smântânică și o frunză de două, trei frunzulițe mici de busuioc, de pătrunjel, arată bine. Deci trebuie implicație în jocul de genul acesta. Sau poți să faci în farfurie din legumele crude sau din fructe, să le aranjezi în tot felul de forme. Da. Când erau mai la mici legume, și poate da. Aveam ceva mai mult timp, da. Mai făceam așa. Și chiar soțului meu, lui Rareș, la fel îi plăceau foarte mult. Sunt și îmi reproșează, știi, că nu mai fac acum. Sunt salate agreate. Căutați salatele agreate de copii, de legume sau chiar salatele de fructe. Care este avantajul? Avem nevoie zilnic de legume și toți, în special copii, de legume și fructe proaspete, pentru a avea un maxim de nutrienți, vitamine, minerale, antioxidanți și enzime. Enzimele după 40 de grade se distrug, deci avem aport de enzime doar da, prin consumul proaspăt. Da, noi să știi că frecvem prin casă, fie morcov pur și simplu da. Îl spăl și exact da. Așa mușcăm din el, din ardeiul, gras roșu la fel, o minunăție din gogoșar, deci eu așa de multe ori, sau chiar și din conopidă, spel și ai văzut, ei floricelele acelea și le mănânci crude de sunt senzaționale. Murăturile, în sară, își păstrează toți nutrienții, inclusiv enzime. În plus, au bacterii benefice pentru sănătatea colonului, pentru că a avut loc acel proces de fermentare, vorbim de murăturile în saramură. Saramura cam la un 16, maxim 20 de grame de sare la litru de apă când adică le preparați. Adică nici foarte, nici foarte sărată. Fie, pentru că oricum adult să nu apară probleme cu hipertensiunea. Da, dar la un 16-20 de grame pe litru de apă este ok, nu sunt probleme, iar leguma își va trage fix sare cât are trebuie. Nevoie și își păstrează toate calitățile. La ce trebuie să fim noi atenți? La calitatea alimentelor, da? Respective, dar altfel copilul știe când s-a săturat și să nu-i facem totuși programul atât de strict. Adică dacă eu ca adult vreau eu să pun masa la ora 12 și copilul poate a mâncat pe la un 10, 11, am luat o gustare și nu este foame. Nu-l forțez să rămână cu mine și să mănânce și să-i îndopăm. Bunicii greșesc de multe ori din dragoste pentru acești copii. Și bine, bunicii încă mai au ideea gras și frumos. Dar nu înseamnă că este și da. Sănătos. Nu. Mulțumesc din suflet, Gabi. Ar fi multe de povestit, dar promit mai că revin. Revii și mai discutăm aici alături de ascultătorii noștri. Îți mulțumesc pentru sfaturi. Cu toată dragostea. Astăzi alături de noi a fost doamna doctor Gabriela Man, medic nutriționist. Eu sunt Simona Dragomir și te aștept aici la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe de povestit și de învățat împreună.